Cea mai scumpă din lume este libertatea. Și cea mai dureroasă e singurătatea. Să fii închis departe de familia ta. Să nu mai vezi pe tatăl și pe mama ta. Manelistul a avut toate motivele să fredoneze această melodie, pentru că noaptea trecută și-a petrecut-o după gratii în arestul poliției din Dâmbovița, după ce procurorii de ICOT au emis pe numele lui o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Dani Mocanu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional, proxenetism și spălare de bani. Procurorii antimafia susțin că manelistul își determina și dansatoarele din videoclipuri să practice prostituția. Fetele i-ar fi făcut averi uriașe, în plus Mocanu ar fi acceptat și droguri în locul banilor. Mai exact, în locul banilor lui Mocanu i s-ar fi adus cocaină. Procurorii susțin că și frații lui aveau sarcini clare, să racoleze cât mai multe fete. Tatăl îl apără pe fiul său celebru. Când cineva omoră pe cineva, cineva când a comis o greșeală foarte gravă, atunci duce lei cu totul, lei cu elicopter, lei cu tot, e un mare mafiot. Dar ăsta e un copil care a crescut de mine, cum știu, de mic, fost jucător de fotbal, în Italia, în România, în Italia, peste tot. A început să cânte și dacă s-a ridicat și el puțin acum că cântă Manele, scuzați-mă, la diferiți oameni care îl cheamă în diferite cluburi, înseamnă că ce cred oamenii că au el legătură cu cineva. Că și eu dacă cânt undeva și mă invită, mă duc, le iau banul frumos și asta e. Procurorii îl contrazic pe tatăl manelistului. În total, din rețea făceau parte 11 persoane. Liderul grupării este Ionel Anton, zis Lupu, unul dintre cei mai buni prieteni ai cântărețului de manele și este de fel din comuna dâmbovițeană Nucet. Anchetatorii spun că acesta ar fi strâns o avere. Până acum a reușit să-și cumpere un apartament de 200.000 de euro, dar și o mașină de 120.000 de euro. Procurorii au audiat și pe părinții lui Lupu. Toți vor fi duși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.